Vedem că Zaheu se pocăiește sincer, își îndreaptă viața, chiar mărturisește că va da jumătate din avere săracilor și de a nedreptățit pe cineva cu ceva va întoarce împătrit. Ne poate duce cu gândul acest lucru la o mercantilizare a iertării păcatelor? Pot fi iertate greșirile trecutului cu bunuri materiale? Nu, pentru că această ofertă a lui Zaheu, vameșul vine în completarea pocăinței sale, este un rezultat, o consecință a pocăinței sale, nu o cauză a ei. Dacă ar fi fost o cauză, atunci, într-adevăr, această jumătate din averea lui ar fi fost o monedă de schimb de a obține iertarea. Ori Dumnezeu nu obține iertarea prin aceste lucruri materiale, ci obține iertarea sau conferă iertarea celor care o cer datorită smereniei sufletului celui care cere, datorită iubirii sale nemărginite față de oameni și datorită smereniei pe care penitentul sau cel care se pocăiește o afișează înaintea lui Hristos. De aceea, cei care cer iertare de la Hristos urmează să facă un canon sau să facă un lucru sau o faptă de milostenie, dacă o fac, în prelungirea pocăinței lor, ca o consecință a pocăinței, nu ca o cauză prin care să obțină pocăința. Și acest discernământ ar trebui să-l facem cu toții, că iertarea nu se obține întotdeauna cu bani. Și în ziua de astăzi mai există oameni care aduc această obiecție vis-a-vis de biserică, că trebuie să facă o donație către biserică sau trebuie să facă o donație către o frescă, o icoană, niște obiecte bisericești sau pentru anumite nevoi propriu-zise, materiale. Dar aceste donații se fac ca o expresie a unei dragoste sau iubirii pe care fiecare dintre noi o resimțim față de biserică și nu ca o monedă de schimb prin care cumpărăm un anumit privilegiu în biserică. De aceea și Zaheu vameșul, nu putem să spunem despre el că a cumpărat cu acea jumătate din averea lui iertarea păcatelor, ci dimpotrivă, a simțit nevoia să dăruiască după ce i s-au iertat păcatele. Practic, donarea a unei părți foarte importante din avere arată faptul că el s-a schimbat într-adevăr, arată și prin fapte schimbarea care s-a produs la nivel spiritual, la nivel sufletesc, mental. Și mai mult decât atât, faptul că el nu pune accent pe propășirea materială a omului, ci pune accent în primul rând pe relația cu Dumnezeu. Aceea a fost ziua în care Zaheu a valorizat mai mult comuniunea sa cu Dumnezeu decât toată averea pe care o strânsese într-o viață. Și de aceea întoarce împătrit. Nu întâmplător această cifră este menționată, întoarcerea împătrit. La evrei era obiceiul ca să întoarcă îndoit atunci când făcea o nedreptate mare. Dar el simte nevoia să întoarcă împătrit datorită unei conștiințe teribile a păcătoșeniei pe care o avea și a unei culpabilități pe care o resimțea în sinea lui. Simte nevoia să întoarcă împătrit pe de-o parte, că banii nu sunt decât niște mijloace valide pentru viața aceasta, prin care ne putem agonisi și comuniunea cu semenii și bucuria lor și dragostea lor și nevoile lor. Pe de altă parte, nu sunt util pentru împărăția lui Dumnezeu decât dacă sunt folosiți în acest scop.